Salut și bine ai venit la episodul de astăzi, unde astăzi avem o ediție specială pentru că, după cum vezi, suntem la volanul altei mașini. Ei mi-a luat mașină după 6 luni de muncă în Germania, muncă în care am stat acasă, bineînțeles. Salut și bine ai venit la episodul de astăzi. Oh, ce frumos se aude, a? Da, suntem la volanul unui BMW 420i cu 190 de cai putere, cutie automată în 8 trepte, plus manșalier. Și ne plimbăm un pic prin Weiden, mergem spre muncă, că tocmai ne-am luat mașină și vrem să ne dăm și noi șmecheri să arătăm o seara la muncă ce poate românul să facă după 6 luni de zile. Da, adică să meargă cu o mașină închiriată spre muncă și să plece pe urmă cu autobuzul. Așa. Nu știu dacă se vede bine pe cameră, că nu am reușit să o reglez ca lumea, că e cam frig afară, adică abia dacă sunt 0,5 grade. Așa, și ne plimbăm cu mașinuța spre muncă, da? Am mai zis o dată, nu? Speram și să fie mai frumos afară, însă din păcate nu avem șanse. Așa, despre ce ne place o să vorbim mai puțin, o să încercăm să vorbim despre ce nu ne place, pentru că, na, ce poți să spui că nu-ți place la un BMW? Păi nu-mi place faptul că în modul drive, dacă mergi tu așa cu minte și vrei să accelerezi mai tare puțin, gen de la 70 te duci la 100 la oră, parcă zici că doarme pe ea așa un pic, dar e făcută chestia asta pentru a fi la, pentru a merge la consum și pentru a obține un consum cât mai mic. Așa, însă consumul chiar că nu-mi place. Adică aseară, de exemplu, am reușit să facem vreo 10-20 de kilometri și îmi arăta un consum de 6,87, dar cum am accelerat de 2 ori mai tare, a început să crească spre 7,5. Așa. Ce nu mai ne place? Prețul, evident, că e foarte mare. Mi se pare că costă în jur de la 30 spre 40-50 de mii de euro în funcție de ce dotări îi pui pe ea. În schimb, îmi place cum se înfinge. Îmi place suspensia asta sport, aș lua-o și aș pune-o pe Octavia mea, sincer. Și scaunele. Chiar te țin bine în scaun. Deja trebuie să opresc scaunul ăsta încălzit, că pe mine mă enervează. Așa. Poate să meargă cu minte, merge cu 1500 de ture liniștită în drive, însă dacă o pui pe sport, schimbă la 5-6000 de ture. O să încercăm, dacă e, să facem și un mic test să vedem cât de mișto accelerează de la 0 la 100 la oră. Merită cumpărat o așa mașină? Băi, pe benzină mie nu prea îmi place. Adică să mergi cu, uite, de exemplu, acum avem consum de 10% și era 1,5 când am pornit motorul. Așa, însă, da, merită cumpărată. Mai ales dacă ești pasionat de condus și vrei să mergi pe serpentine și pe drumuri de genul ăsta șmechere de munte. Scuterul pe vremea asta la 0 grade. Ce tupeu are. La cât ziceai că e autobuzul ăla altul? La și un sfert. Nu, ăsta care trebuie să-l iau. La fără 20, la fără un sfert. A, super, nu cred că ajungem. Ce a derapat un pic. Uite, vezi că acum e mai activă când vine vorba de schimbat vitezele.
dat deja a cincea. Păi nu, stai așa de aici, că oprim aici un pic să punem pe avarii. Că de aici plecăm. Hai, 3, 2, 1 și... Suta! Mamă, ce mișto răspunde la 4.000 de ture. Dar din păcate am ajuns în localitate. Teoretic avem 0-100 dacă facem condițiile cele mai bune. Undeva la... cât eram, 7,8 parcă am văzut. Culmea ironie că văzusem o comparație pe net în care aceeași mașină 420i cu 420d era cu o sutime mai rapidă dieselul. O fi fost mai prost șoferul, nu știu care a fost faza, însă am rămas și eu cu gura căscată când am văzut că aceeași motorizare pe aceeași mașină obține mai, un timp mai bun dieselul. Pe aici făceam dreapta, nu? Da, mașina este excelentă. Dacă ai bani să-ți cumperi așa ceva, cumpără-ți. Luxul e la el acasă. Plasticul ăsta e cam nașpa așa un pic, adică mă așteptam să fie ceva mai bun, însă na, nu contează chiar așa de mult plasticul de pe bord, nu? Că nu stai toată ziua să dai cu mâna în el. Păi e plastic de calitate sau e plastic prost? Da? Așa. Însă mă așteptam să fie îmbrăcat în plastic din ăla moale, așa, cauciugat. Am uitat exact cum îi spune. Uite cum e ăsta de pe ușă, de poți să apeși în el. Pe el, pardon. Ei, uite, și dacă vrei mașină nouă, vii și ții de aici una la mâna a doua. Și am ajuns la destinație. Mergem să parcăm mașina și să luăm autobuzul. Am deja coada acolo, frate. Nu e coada pentru că e la cutieră. Am văzut. Mă, cum schimbă. Am prins 80 până la barieră. Na, așa, trecem ușurel până lângă barieră, că ne înregistrează numărul. Ah, ce mișto e suspensia asta sport, frate, cum se simte. Da. Gata, băieți, vă mulțumim că ați venit cu noi. Pare rău că n-am putut să vorbim mai mult și să arătăm mai mult, însă, na, din păcate, încă suntem sărați și nu ne permitem să ne cumpărăm o așa mașină. Mergem și noi cu mașini închiriate, că mașina asta am avut-o, de fapt, pentru condus, datorită faptului că prietena a fost zilele trecute până într-o mică delegație în vestul Germaniei și... De la Nuremberg până la Weiden, undeva la 100 de kilometri, a venit ea de una singură cu mașina asta. Adică ea a condus așa ceva, da? Mor de ciudă, mă, la care te-ai uitat și ai înjurat la clipul ăla în care conducea Octavia. Și chiar am mers cu 160 la oră pe autostradă, în zona unde nu ai voie, unde nu ai limită de viteză. Hai, vă pupăm și ne vorbim. Ciuți!